Republica Moldova nu se mai află într-un pericol militar iminent din partea Federației Ruse, dar Kremlinul va continua să găsească instrumente pentru a ne șantaja economic și energetic. Este opinia fostului ministru al apărării Vitalie Marinuța, care le recomandă autorităților să se orienteze în rezolvarea conflictelor interne ce duc la destabilizarea situației din țară și să stea pe poziții dure în dialogul cu administrația de la Tiraspol. Fostul ministru estimează că pe parcursul iernii Rusia nu va avansa în sud-estul Ucrainei, în regiunea Odessa și Nicolaev, în schimb ar putea efectua o tentativă dinspre Belarus. Deja acel pericol iminent militar nu este pentru perioada imediat următoare. Va folosi posibilitatea țării sale de a ne șantaja energetic, economic și a folosi anume instrumentele din interiorul Republicii Moldova. Războiul va intra într-o fază puțin mai lentă în raioanele de sud-est a Ucrainei, dar trebuie să monitorizăm foarte bine ce se va întâmpla din partea Belorusiei, fiindcă, să fim serios, acolo acum vine iarna, îngheață mlăștenile și teritoriul acela se poate de folosit foarte bine pentru acțiune militară. Ar putea să fie un val de refugiați, doi ar putea să fie refugiați care vor fi alungați de iarnă, de condițiile climaterice. Vitalie Marinuța afirmă că zeci de mii de cetățeni moldoveni din stânga Nistrului ar putea părăsi regiunea din cauza decretului de mobilizare militară a rușilor cu dublă cetățenie. Orice cetățean al Republicii Moldova care trăiește în raioanele de est a țării noastre, care se află temporar sub ocupația Federației Ruse, sunt plauzibili, practic încadrări. Legea deja este, ei sunt cetățeni și în orice moment ar putea cineva să le bată la ușă și să ia noaptea din pat în armata rusească. Din cei care au rămas, o să plece, sigur că o să plece. Nu o să fie un val masiv, fiindcă n-are de unde deja să fie masiv. Nu mai sunt oameni, practic, acolo. Dar cei care au rămas... Eu cred că câteva zeci de mii o să fie. Iar fostul vicepremier pentru reintegrare, Gheorghe Baran, afirmă că decretul de mobilizare semnat de președintele rus Vladimir Putin poate crea tensiune în regiune. Nu aș vedea o mare dorință din partea cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în stânga Nistrului de a se înrola și de a participa în careva conflicte. Populația din Republica Moldova e pașnic. În cazul apariției unor dorințe sau din partea unor reprezentanți din structuri paramilitare de a agrava situația, acest lucru doar va duce la o grăbire a căderii regimului din Tiraspol și în același timp va diminua puternic susținerea sau cel puțin liniștea care este acum în regiunea transnistreană. Lumea va fi nevoită să protesteze, să plece. Un expert în conflictul transnistrean, veteranul Valeriu Cerbale, sugerează autorităților să fie prudente la tentativele de destabilizare. Noi avem un singur risc acum, ca instituțiile statului, organele de drept să-și facă bine meseria, să reacționeze oportun la toate încercările Kremlinului de a destabiliza situația, de a ne crea un război civil aici, lucruri care sunt evidente, au loc cu finanțarea, cu implicarea directă a Kremlinului și noi cunoaștem foarte bine, mai avem autori, acei fugari, cei penali. Potrivit experților, Chișinăul trebuie să fie mai dur în negocieri cu Tiraspolul, să impună condiții și chiar ultimatumuri, pentru că anume acum, după mulți ani de negocieri, se deschid oportunități de soluționare a conflictului transnistrean.